Bună dimineața! Cu ce te ocupi? Astăzi am un preparat moldovenesc. Dacă vă aduceți aminte de poale în brâu, ale mele nu sunt poale în brâu. Preparatul meu de astăzi, poale în vânt. Un pic altfel. Păi să știi că te-ai gândit bine, pentru că este ziua internațională a vântului. Da? La răscruce de vânturi, de câte? De patru. Citeam la răscruce de vânturi și nu te trăgea curentul, știi? Și nu ți era frig. Da. Dar nu este normal să știi ceea ce se întâmplă. Rămân ce? Astăzi până la sfârșit și mâine până la sfârșit. Da. O dăm pe poale în vânt. Da. E cu cărniță, Vlăduț? Nu e cu cărniță. Răspuns greșit. Asta e prima. Da, la dorința ta, Cătăline, dacă de ce nu poate, putem să punem, da, și un pic de cărniță, că avem și de mâine pe dulce. Păi ce fac? Bună dimineața din nou. Am pornit de la ideea de poale în brâu, așa cum v-am spus la începutul emisiunii. Știm cu toții că acelea sunt preparate specific moldovenești, iar aluatul este împăturit de la exterior către interior și sigur că da, umplut cu multe, multe bunătăți, în special pe suport de brânză. De data aceasta, preparatul meu se numește poale în vânt. Marginile vor fi chiar ușor de tot încrețite, astfel încât să fie un preparat cât mai aerat, să pară că vântul a bătut prin bucătărie. Aveți nevoie pentru aluat la un kilogram de făină circa 50-60 de grame de drojdie proaspătă, circa 5 grame de sare și sigur că da, apă și foarte puțin oțet, o lingură sau două linguri de oțet. Acesta are un rol extrem de important pentru că aluatul devine mult mai elastic și vă lasă să-l modelați cât mai bine. Se frământă totul ca și la pâine, apoi se lasă la odihnă la temperatura camerei circa 20-30 de minute, după care se modelează sub formă de scovergi, marginile se întind cât mai bine, astfel încât să iasă ușor de tot încrețite. Se prăjesc în baie de ulei, apoi pe toată suprafața se adaugă într-o combinație excelentă și în cantități egale două tipuri de brânzeturi, și anume brânza clasică telemea, ușor sărată, dar și un cașcaval, pentru că acestea fiind fierbinte, cașcavalul se va topi cu siguranță și va da un cu totul alt gust preparatului. Mărarul, pentru un plus de gust, sigur că da, dacă alegeți un mărar cu frunzele mai închise, acesta are rolul lui extrem de important. Câteva frunzulițe de mentă puteți adăugați pentru prospețime și, pentru că este vară, roșii, castraveți și puțină ceapă. De ce nu? Băieți? Mulțumim! Are mult Vlăduț. Astăzi cumva e